Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți în direct în fața națiunii News Alert. Fiica omului de afaceri Ioan Crișan, ucis la Arad cu o bombă amplasată în mașină, și cei doi bărbați care i-ar fi fost complici au fost arestați preventiv de Înalta Curte. Decizia instanței este definitivă. De asemenea, doamnelor și domnilor, cei doi bărbați și fiica afaceristului sunt acuzați de procurorii secției de urmărire penală a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive în dosarul morții omului de afaceri Ioan Crișan. Cei trei au fost reținuți la finalul lunii octombrie, însă judecătorii Curții de Apel București au respins arestarea preventivă a acestora, sesizând carențe grave în anchetă. Mergem în direct, colega noastră Georgiana Murgilă, legătură telefonică pentru detaliile acestei decizii. Bună seara, Georgiana! Bună seara! În urmă cu scurt timp au fost preluați cei trei de la domiciliile lor de către polițiști în Arad. În acest moment se află la Inspectoratul de Poliție Județean Arad, acolo unde se fac formalitățile de încarcerare. Ulterior vor fi duși într-un centru de reținere și arestare preventivă. Asta după decizia definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Practic, trei judecători de data aceasta au decis să admită contestația formulată de parchetul general în ceea ce îi privește pe Laura Crișan și cei doi presupuși asasini plătiți, după ce inițial Curtea de Apel București respinsese această propunere, motivând judecătorul de acolo prin faptul că nu ar fi existat probe directe, argumente suficiente pentru arestarea preventivă. Însă iată că de data aceasta chiar șeful secției de urmărire penală de la parchetul general a fost cel care a susținut pledoaria la Curtea Supremă, a adus mai multe probe, a completat alte dovezi, indicii pe care le aveau împotriva celor trei, au adus inclusiv desfășurătorul cheltuielilor financiare pe care le-au făcut după momentul exploziei, cheltuieli pe care, susțin procurorii, nu și le-ar fi permis decât în contextul în care ar fi primit o sumă importantă de bani, pentru că procurorii susțin faptul că Laura Crișan, fiica afaceristului ucis în explozia de la Arad, ar fi scos din bancă 100.000 de euro pe care i-ar fi înmânat celor doi presupuși complici pentru a pune în executare acest plan privind uciderea lui Ioan Crișan, totul pentru a pune mâna pe moștenire. Știm cu toții, cei trei s-au declarat nevinovați în fața instanței, însă iată că cei de la Curtea Supremă au decis în mod definitiv să răstoarne practic prima decizie dată de judecători și să dispună arestarea preventivă. Mulțumim foarte mult, Georgiana. În acest moment, în fața națiunii, alături de noi, Adina Anghelescu, mulțumim pentru prezență. De asemenea, Andreea Sava, îți mulțumim. Domnul Dan Constantin, alături de noi. Andreea, un scurt comentariu. Practic, în Alta Curte zice exact pe dos decât Curtea de Apel. Ce-o fi survenit între timp? Din referatul depus de procurori, pentru că l-am citit chiar și al doilea, nu a survenit absolut nimic. Și este foarte interesant cum justifici pericolul în condițiile în care această arestare se judecă practic de 2 săptămâni. Că s-a dat termenul la 1 săptămână după ce a fost depusă, săptămâna trecută, iar apoi încă 1 săptămână pentru pronunțare. Deci pericolul prezentat de oamenii aceștia este evident că nu există, că n-au făcut nimic în 2 săptămâni, mai punem de 3 ani și jumătate. Dar problema majoră e că niște lucruri nu au fost lămurite. Acolo este vorba despre un explozibil militar. Am arătat la descoperiți împreună cu generalul Barbu. Acel explozibil HMX este unul foarte, foarte ținut sub mână, cum s-ar spune. Deci nu-l poate avea un frizer și așa mai departe. Iar ei nu au venit să spună de unde a venit explozibilul. Spun, domnule, e neimportant de unde vine explozibilul și de unde l-au luat, că acuzațiile rămân tot grave. Păi bine, bine, dați vedem dacă ăștia pot fi învinuiți. Exact. Exact. Iar inclusiv partea cu banii. Bun, faptul că nu vor deloc să arate nimănui expertiza bombei. N-au arătat-o în instanță, nu o dau avocaților. Dar atât mai vreau să mai spun, inclusiv partea cu banii pe care i-ar fi dat Laura Bâlcea unuia dintre ei, nu se știe cui, și îi spun, îl dau unui individ care pare a fi. Deci pare a fi nu înseamnă probă. Exact. Ori e, ori nu e. Exact. Nici măcar asta nu au reușit să lege. Nici telefonul că l-au cumpărat. Adina Anghelescu, scurt
Comentariu de etapă, ca să spun așa. De campanie electorală. De etapă. Etapa asta cu arestarea preventivă. Da. Pare că în Alta Curte de Casație și Justiție, pentru că sunt pe același palier cu parchetul în Alte Curți de Casație și Justiție, au făcut un pact de data aceasta ca să nu deranjeze cumva apele și să-i dea, să spunem, puțină satisfacție domnului procuror Romulus Varga, care timp de 3 ani și jumătate, cum spunea și Andreea, pune duci întrebarea apropo de pericolul, de gradul de periculozitate al faptelor. Ea vorbea de aceste 2 săptămâni, eu adaug și acești 3 ani și ceva în care, iată, noi am așteptat un rezultat și el nu mai venea. Apoi sunt foarte, foarte multe întrebări legate de așa numitele probe pe care le-ar fi adus în plus procurorul Varga, pentru că din ce știu eu, din largul desfășurător al cheltuielilor care au fost depuse, este evidențiată doar o sumă de 500 de euro care ar fi sărit în ochi, să spunem așa, procurorului. Nu în aer, da. Sumă care ar fi fost dată soției unuia dintre cei doi acuzați de omor. Fiica fiind acuzată de instigare la omor. În rest, nu se schimbă cu nimic datele probleme. Sunt foarte curioasă care va fi motivarea, pentru că practic asta s-a desființat decizia și automat și motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel, în condițiile în care a judecat doamna Lia Savona, cunoscută ca un judecător bun și cu experiență și care a și condus Curtea de Apel. Da, o să vedem ce se întâmplă din nou. Dar News Alert. Avem astăzi întâlnirea momentului la Casa Albă. Joe Biden și Donald Trump au stat față în față după 4 ani. Vedem aceste imagini, doamnelor și domnilor. President-elect and former president Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome. Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world. But it is a nice world today. And I appreciate it very much. And a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get. And I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Thank you all. Da, e foarte importantă, domnule Dan Constantin, această întâlnire după tensiunile uriașe din timpul campaniei electorale, dar Melania Trump, știrea este că a refuzat întâlnirea cu doamna Biden. Era în protocol, se întâlneau președintele în funcție cu viitorul președinte și, desigur, prima doamnă cu viitoarea primă doamnă, viitoarea primă doamnă a refuzat această întâlnire. Un scurt comentariu despre acest moment. Cât de lină poate fi o astfel de tranziție după duritățile de 4 ani de zile? Vezi, era poza aia idilică, așa, și în sobă arde focul. Da. Să nu uităm că atunci când s-a făcut tranziția Trump-Biden, n-a fost deloc amiabilă. Da. Probabil pe primele doamne or fi avut ceva și atunci niște supărări la plecarea Melaniei Trump din Casa Albă, așa încât se repetă figura, cel puțin la primele doamne. Cum tranziția asta foarte lină, nu e chiar lină, este în viteză, asta am putea să spunem, pentru că practic Trump a nominalizat multe din posturile importante din executivul american, fiind și câteva surprize, dar... Una dintre ele, Elon Musk, cel care va trebui să taie în carne vie ca să facă cheltuieli la buget, mă rog, redimensionând agențiile și aparatul guvernamental. O să fie foarte multă inteligență artificială. Ok. Bun. Dauna numărului funcționarilor.
Eu cred că la el trebuiau să apeleze și guvernele României care vorbeau de tăieri de posturi. Și de... Te rog, Andreea. Va fi oricum complicat, dar întâi de toate vreau să spun atât. Și în 2016, mă rog, în 2017 s-a predat mandatul. Și în 2016, oficial, predarea de mandat a fost trecerea, a fost lină. Dar apoi Donald Trump a avut 4 ani extrem de tumultoși. Practic n-a respirat nicio clipă. De la celebrele investigații pe collusion, apoi au fost și descinderea ale FBI-ului, au fost apoi 2 tentative de impeachment, adică sigur n-a avut 4 ani de liniște. Tranziția nu a fost deloc simplă. E adevărat că nu a fost așa spectaculoasă ca în cazul lui Trump, care mai avea puțin și se închidea în Casa Albă acum 4 ani. Dar cu democrații, Trump are acest trecut, pleacă la televizor, este tranziția smooth, iar apoi dar focul, au probleme. Remarc că focul e chiar real, nu este un televizor păi care să focul de la Casa Albă, adică cu șemineu. Nu e chiar butaforie. Da. Dacă se mai poate încă 15 secunde în privința a ceea ce ar trebui să facă Elon Musk cu reducerile bugetare. Acolo este foarte, foarte complicat. Când te duci în America, știi și tu, ți se spune că 2 lucruri au ei foarte puternice. Avocații și sindicatele. Absolut. Să reduci un post sau să dai pe cineva afară. Cap și avocații și sindicatele. Este aproape imposibil. Eu cunosc consilier care cu birou în West Wing, care 4 ani de zile s-a chinuit să dea afară o angajată care nu a venit 4 ani deloc la serviciu și nu a reușit. A plecat consilierul de la Casa Albă. Seamănă cu situația de aici. Foarte, când foarte tare. Când încerci cu un funcționar public să faci foarte ceva. Aici e la fel, să știi. Din nou News Alert, doamnelor și domnilor. A fost un moment foarte tensionat aseară la dezbaterea Antena 3 CNN, un președinte în fața națiunii. George Simion, candidatul AUR la prezidențiale, a dat pur și simplu buzna în emisiunea de la Palatul Parlamentului, susținând că n-a fost invitat de Mihai Gâdea, deși a fost invitat, dar a refuzat. Liderul AUR a mințit și avem și dovada. Postarea făcută de acesta pe rețelele sociale, în care spune foarte clar că nu va participa la nicio dezbatere organizată de Antena 3 CNN. Haideți să revedem însă momentul de aseară. Domnul Simion a venit aici peste noi. Bună seara, domnul Simion, veniți, vă rog. Cum n-ați venit peste noi? Bună seara. Bine ați venit, poftiți, vă rog. Poftiți, vă rog. Domnul Simion. Am venit invitat, dumneavoastră m-ați invitat. V-am invitat. Dumneavoastră chiar ați răspuns pe TikTok că dumneavoastră nu vreți să veniți la această emisiune în momentul în care a început. Dar vreau să vă întreb, astăzi președintele comisiei, domnul Simion, nu vă învăț... Dacă îmi dați un microfon ca să ne auziți. Da, sigur că da. Țin-o microfon. Eu țin microfonul. Eu țin microfonul. De ce, domnul? E microfonul meu, eu îl țin. Am înțeles, vă este frică. Acum, domnul, da? Simion. Dumneavoastră, deci, ați făcut o afirmație. Vreți ca să puteți să vă liniștiți un pic, să vă pun imnul Rusiei? Adică, eu vă întreb pe dumneavoastră cum vreți să procedăm. Intrați într-o emisiune peste noi și dumneavoastră credeți că faceți regulile? Nu, vă țin eu microfonul cât vorbiți. Păi și mă lăsați să vorbesc sau... Sigur că, dar vă ascult. Dumneavoastră, ieri aici în emisiune, ați spus că m-ați invitat la emisiunea de aseară. Da. Nu de aseară. Nu puteți aduce nicio probă. V-am spus că v-am invitat la aceste emisiuni. Ați fost sunat, de la partid ați fost sunat. Nu puteți aduce nicio probă, okay, că am dar fost dumneavoastră invitat. Astăzi m-ați invitat dumneavoastră. Scoateți clipul de pe TikTok, îmi spune domnul Simion că nu vine la această emisiune. Și îl difuzăm pe post. Pentru că dumneavoastră nu puteți răspunde în van la ceva ce n-ați primit. Ați răspuns pe TikTok. Susține că a intrat invitat pe scenă, însă George Simion a declarat public că refuză să participe la orice dezbatere organizată de Antena 3 CNN. Acum, Mihai Gâdea aduce dovada faptului că liderul AUR a mințit pe scenă după ce a întrerupt dezbaterea un președinte în fața națiunii. V-am spus că suntem singuri împotriva tuturor în această bătălie. Vreau să fac un anunț. Refuz să particip la emisiuni înscenate la Antena 3, cum a fost cea pe care am văzut-o aseară cu Elena Lasconi și Mihai Gâdea, periindu-se unii pe alții într-un mod scârbos, în mod clar. După emisiunea de aseară, Elena Lasconi este un candidat al sistemului. Așa că nu voi participa deloc la emisiuni de genul acesta la Mihai Gâdea și înclin să cred că nu voi participa la nicio emisiune
în campania pentru alegeri prezidențiale la Antena 3. A spus că dumneavoastră nu veniți la televiziunea pe care ați calificat-o absolut jenant. Cum? În care ați intrat acum abuziv. Cum am intrat deci abuziv? Dumneavoastră deocamdată nu aveți... Invitat, pentru mine cel puțin nu aveți dreptul să vorbiți câtă vreme ați intrat pe ușa din dos, așa cum din păcate o faceți peste aveți tot. Aveți reflexe totalitare. Aveți numai ușile din dos deschise, atât aveți. Aveți doar uși din dos deschise. Când veți avea curajul să veniți pe ușa din față, la o confruntare cu întrebări adevărate, despre ce vreți dumneavoastră să faceți din țara asta, că în rest am văzut numai escapade cu scop de a obține voturi ieftine. Vreți să fiți primit în casă. Deci după ce scuipați pe pereți, dumneavoastră vreți să intrați în casa peste care ați scuipat? Deci eu personal, vă rog să dispăreți din acest loc și să veniți când veți fi chemat. Totuși e o instituție privată. Totuși, Mihai Gâdea, moderatorul dezbaterilor, i-a permis liderului AUR să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Bun, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat, pentru că liderul AUR a semnat în direct la Antena 3 CNN angajamentul că se va retrage din cursa electorală dacă se dovedește că s-a întâlnit vreodată cu vreun agent al FSB sau dacă are vreo legătură cu Federația Rusă. Vedem momentul. Ar fi să ne semnați notar, faptul da. Că nu v-ați văzut niciodată, așa cum spuneți dumneavoastră, asta nu-i nicio problemă. Și că nu există. Și nu-i ce veți problemă. Face în cazul în care apar aceste fotografii? Vă veți retrage? Atâta timp cât eventualele fotografii, clipuri video sunt autentificate, nu sunt false, vă dați seama că da. Deci are, dumneavoastră, luați în calcul că ar putea să fie niște clipuri. Cum ar trebui să formulez mai exact ca să nu avem discuții după aia la proces? Odată cu un agent FSB, GRU, și ce veți face sau în cazul o altă care agenție a Federației Ruse? Exact. Da? Și în condițiile în care v-ați întâlnit, dacă există probe, veți retrage din campania prezidențială, scrie și asta? În viața publică, nu? O să pot rămâne în viață, nu? Fără injurii, fără jigniri, fără lucruri de felul acesta, da? Bate care cu întrebări. O secundă, vă rog. După ce toată lumea are înțeles că suntem într-o dezbatere civilizată, terminați-vă ideea acum. Nu știu dacă m-am conformat acum cum a dorit colega jurnalistă, am scris așa. Nu m-am întâlnit și nu am avut relații cu vreun agent al unui stat străin. Sunt loial doar țării mele, România. În caz contrar, voi retrage candidatura la alegerile prezidențiale. Dan Andronic, directorul evenimentului zilei, s-a alăturat discuției noastre. Bună seara, bine ai venit. Bună seara. Ai luat în piept aglomerația pe care noi o avem mereu aici. Salutări, domnule primar. Am avut și o redacție la un moment dat aici și uitasem traficul ăsta de coșmar. Da. Iată deci ce s-a întâmplat. Ați văzut, am văzut cu toții. A și semnat George Simion hârtia că pleacă de peste tot dacă se dovedește că ar fi agent al vreunei puteri străine. Așa este, da. Deci era prost să nu o semneze. De ce? Păi dacă se dovedește că e agent străin, normal că pleacă. Păi da, pleacă asta la pușcărie, dacă e să mă întreb pe mine. Asta a zis și el. Sau pleacă în țara în care a semnat. Sigur. Deci a semnat o chestie pe care, oricum, ar fi trebuit să o respecte dacă s-ar fi întâmplat. Dar lucrurile astea niciodată nu se află. Păi și atunci de ce se vorbește despre ele din campanie? În campanie? Probabil tocmai pentru că se știe că nu se află. Pentru că în campanie se spun toate prostiile posibile. Așa. Ca să fiu foarte dar exact. Cum află cetățeanul ce e prostie și ce e adevăr? Adică are o pârghie. Un fost general din securitate și după aia din SRI, care a lucrat pe zona de contraspionaj, mi-a spus un lucru odată. Un caz de spionaj care ajunge în atenția publicului este o acțiune ratată. Aha. Deci ăștia nu trebuie să ajungă niciodată, pentru că ori îi întorci, deci ori îi folosești tu, da. Ceea ce s-ar putea să fie cazul lui George Simion, ori îi trimiți la mama lor, în liniște și pace. Cu niște deci negocieri, tot probabil. Ăsta, că Simion e agentul rușilor și așa mai departe, el spunând că e agentul românilor, ceea ce iar s-ar putea să aibă dreptate, nu? Că nu l-a spus să semneze și că e agentul românilor. Nu. Păi aia, acum, dacă e foarte interesant. Să patriotic, am înțeles. Asta ar fi cu trei litere. Da. Ar fi cu trei litere. Asta, teza asta, agentul serviciilor românești, a circulat intens în urmă cu câțiva ani. Dar a spus și el, n-a spus că este agentul României, nu? Da, bine, noi avem agent și la Bruxelles, știi, la tribunal. Adică nu e, cuvântul ăsta de agent e foarte larg și acoperă. Avem și agenți de circulație. Și agent naval, și agent de...
înțeles. Da, de asigurări. Dar și agent patogen. Bun, dar semnăturile astea chiar n-au nicio valoare, pentru că nimeni dintr-un serviciu de informații, că e moldovean, că e românesc, că nu știu ce, nu o să spună... Dacă te întreabă cineva că ești agent, orice răspuns da este greșit. Nu, că s-a întâlnit cu niște agenți străini. Da. Așa. Păi agenția aia... s-a întâlnit cu un negustor. Sau cu... Ăia n-au insigna de... Da, așa. Nimeni nu ți-a spus că asta e legitimația mea. Iar dacă este așa, adică a avut un agent, niciun serviciu de informații atâta timp cât acel n-a devenit public nu poate să spună acest lucru. Noi ne aflăm într-o paradigmă, atenție mare. Haideți, o să vedem o declarație. Îl știm pe Anatol Șălaru. Îl știm foarte bine pe Anatol Șălaru. Este fost ministru al apărării din Republica Moldova. A declarat și astăzi, la Antena 3 CNN, că există rapoarte primite de serviciile secrete de la Chișinău privind întâlnirea ale lui George Simion cu persoane care aparțineau diverselor servicii de informații rusești. Vedem declarația de astăzi. Eu aș vrea să... amintesc la lista spusă de dumneavoastră, enumerată mai sus, de persoane care au confirmat și declarațiile fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, care la două televiziuni de România a confirmat că el a văzut dosarul și că acest lucru este real, este adevărat. Și de asemenea a fost relativ nu de mult, un interviu cu un deputat din Parlamentul Republicii Moldova care a trecut așa pe neobservate, care a spus că George Simion este instrumentul Rusiei în scopul ei de a destabiliza situația din zonă, din regiune. Dar a trecut neobservat faptul că acest deputat PAS a fost ofițer de rang înalt la SIS și a avut acces la informația pe care o a deținut-o SIS-ul și pe care o deține. Probabil și astăzi. Dumneavoastră, în prin prisma funcției și accesului la informații, ați văzut aceste imagini? Ați văzut aceste imagini? Nu am văzut imaginile, am văzut doar rapoartele. Știți că există și imagini? Ați văzut în rapoarte că ar fi atașate și imagini cu George Simion și acel spion rus? Este o informație pe care au primit-o serviciile de Republica Moldova și... nu știu dacă acolo se conțin imagini sau nu. Președintele Comisiei pentru Controlul SRI, Ioan Chirteș, a declarat marți despre interdicția intrării liderului AUR George Simion în Ucraina și Republica Moldova, că acolo sunt acuzații și dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofițeri GRU și a încercat să deturneze manifestații pașnice. La rândul său, europarlamentarul Cristian Terheș a afirmat la Antena 3 CNN că există înregistrări ale serviciilor ucrainene de la o serie de întâlniri pe care George Simion le-a avut mai ales în zona Cernăuți cu persoane care aparțineau diverselor servicii de informații rusești. Există înregistrarea serviciilor ucrainene de la o serie de întâlniri pe care George Simion le-a avut, mai ales în zona Cernăuți, cu persoane care aparțineau diverselor servicii de informații rusești. Faptul că s-a întâlnit cu aceste persoane, faptul că s-au schimbat bunuri și servicii în întâlnirile respective, există genul acesta de înregistrări. Și se cunosc în mediul politic din... Aceste filmări le-ați văzut? Nu le Eu nu le-am văzut, dar s-au auzit despre ele și inclusiv la Bruxelles. Pot să confirm că pe filieră poloneză au ajuns. Pe schimb, șeful poliției din Republica Moldova a declarat că au fost oprite la graniță autocare pline cu moldoveni plătiți de Kremlin să participe la protestul organizat de AUR față de Congresul Popularilor Europeni organizat la București. Atunci am reținut 20 de persoane care aveau rolul ăsta de pregătire. 4 dintre ei, la moment, cei care au avut cel mai important rol, ei deja sunt condamnați aici. A fost atunci destul de... Era atunci protestele erau chiar în vogă, când la București era organizat, eu nu mi-aduc aminte exact ce reuniune. Da, când au venit, era PPE, la PPE, da. Și au venit, exact, veneau cu convocarele. Iată, ei organizau de aici, de la noi, la acea etapă, aceste persoane, că de fapt sunt din același anturaj. Noi vedem ultima perioadă, inclusiv... aliații AUR-ului de la București, cei care sunt aici, chiar și de curând, care au aderat lui Simion la București și sunt aici la Chișinău, nu vorbim de cei mai vechi. La moment sunt cei mai mari apărători al lui Șor. O secundă, domnul Simion a venit aici peste noi. Bună seara, domnul Simion, veniți, vă rog.
N-am venit peste voi. Cum n-ați venit peste mine? Dacă îmi dați un microfon ca să ne auziți. Da, sigur că da. Eu nu vă învăț pe dumneavoastră reguli de politețe, dar dumneavoastră nu intrați într-o emisiune. Nu faceți dumneavoastră programul. Aici nu suntem la Russia Today. Aici este la CNN, știți? La CNN. Antena 3 CNN scrie istorie în direct. Bun, Dan Andronic, întrebarea e dacă instituțional statul român e în stare să o rezolve cumva. Deci eu înțeleg așa, avem un fost ministru de interne, Șelaru, de la Chișinău, Republica Moldova, care spune că a văzut niște documente. Acum, e primul ministru de interne pe care l-aud spun, care spune că a văzut niște rapoarte secrete, bănuiesc că erau, că nu erau, da, și vorbește despre ele liber. Avem un șef al poliției de la Chișinău care spune că aliații AUR de la din Republica Moldova ar fi aliați de ai lui Șor acum. Acum, pentru cine știe cât de cât situația în Republica Moldova, acolo e un haloimăs, ca să zic așa, un talmeș-balmeș de nu se mai înțelege om cu persoană, nu mai știe nimeni. Și despre primarul de Chișinău s-au spus multe lucruri. E foarte complicată situația de acolo ca să fie ușor de tranșat. Întrebarea ta referitoare la autoritățile de aici, respectiv la SRI. Da. Că despre ei vorbim, nu? Direcția de contra... De competența lor. Da. Direcția de contraspionaj a SRI-ului ar trebui să știe sau să fi făcut ceva. Eu nu cred că suntem chiar într-o situație în care nu s-ar ști dacă acest lucru ar fi valabil. Eu sunt convins că, la ora actuală, cel puțin la nivel formal, a existat un schimb de documente și de informații între serviciile ucrainiene, serviciile moldovenești și serviciile de informații românești. Acum, încă o dată, suntem în campanie electorală și lucrurile astea ar trebui luate puțin mai relaxat. De ce întreb? Pentru că, pentru prima oară, domnul Șelaru a vorbit în martie 2023 despre aceste lucruri, ori într-un stat normal cu instituții puternice. Aveai tot timpul din martie 2023 și până acum. Și atunci avem două variante. Ori ai noștri nu se pricep la partea asta de contraspionaj, okay. Ori n-are nicio treabă. Ei, nu. Da. Ori s-ar putea să se priceapă, să știe, dar să facă jocuri politice și să aștepte o campanie electorală. Există și varianta asta, Adina Anghelescu? Să aștepte o campanie electorală ca să scoată documentele astea sau ca să... Ca să poată să continue, fără un răspuns concret, logic. Să se poată folosi în campanie o astfel de acuzație. Da, dar asta se duce asupra țării. Nu e, eu absolut. Un serviciu normal ar aduce oricum prejudicii se în mod conștient. Și o să vă explic și de ce se duce. Te rog, Adina. Dacă mă întrebați pe mine, domnul George Simion a forțat aseară o metodă a victimizării și da. A și ieșit. Cumva, știut fiind, și el știe foarte bine lucrul ăsta, că aceste documente nu vor apărea. De ce spun asta? Pentru că aici noi discutăm despre niște întâlniri care au fost săvârșite nu pe teritoriul României, ca să fie de competența SRI-ului, ci pe teritoriul altor țări. Adică, RECTE Ucraina, SBU-ul spunând, adică Serviciul Secret Ucrainean, că au documente, că toate aceste înregistrări, fotografii și ce-or mai fi ele, care se află la momentul ăsta, la serviciile secrete ucrainene. Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul ucrainean, îl roagă să lămurească la nivelul serviciilor lucrurile astea și eventual să se facă un schimb de informații. Nu este așa, dacă îmi permiteți să-mi continui ideea. Totuși, procedura este așa. A spus-o și premierul Ciolacu. Dom'le, eu le-am primit documentele, nu pot să le dau, pentru că doar statul emitent al interdicției și indiferent ce a fost la baza interdicției, ei au acolo, doar statul emitent poate să le declasifice. Eu nu am voie să vorbesc despre ele. În condițiile în care asupra lui Simion în țară, aici, trebuie nu există un dosar penal care să fi fost deschis la DICOT pentru trădare sau pentru alte chestii, ci este vorba de agenți FSB care s-au întâlnit
cu Simion, după cum susține SBU-ul din Ucraina, da, la Cernăuți, în vestul Ucrainei. Adică e practic imposibil, deci, să practic, aflăm adevărul. Pe cine ce a trădat sau cine ce informația a transmis sau cine o să revenim la subiectul ăsta. Deocamdată mergem în direct la Palatul Parlamentului, acolo unde și în această seară avem dezbatere un președinte în fața națiunii. Revine această dezbatere cu o nouă ediție incendiară. Sunt trei candidați la alegerile prezidențiale care vor fi față în față cu Mihai Gâdea și cu jurnaliștii postului nostru de televiziune și vor trebui să răspundă întrebărilor incomode care vor veni și din partea telespectatorilor. Și colegul meu, Radu Tiliță, este în direct cu noi. Ne prefațează această dezbatere de la ora 21 de astăzi de la Palatul Parlamentului. Bună seara! Bună seara, Răzvan, bun găsit tuturor! Să știți că unul dintre invitații a ajuns deja, deși în mod normal invitații obișnuiau să vină undeva în jurul orei 20, 20 și 30 de minute, cu puțin timp înainte să intre pe scenă în fața națiunii. Bine, unul dintre ei a ales să vină cu 2 ore mai devreme, spunea că este ușor emoționat, că nu știe la ce să se aștepte, că a văzut edițiile anterioare și a observat faptul că jurnaliștii Antena 3 au venit cu întrebări foarte bine gândite, unele chiar și capcană, altele i-au pus în dificultate pe unii dintre candidați, însă invitatul respectiv spune că este pregătit pentru orice domeniu și trebuie să știți că avem 3 invitații în această seară total diferiți, caractere total diferite, așa că se anunță o dezbatere de excepție de la ora 21, așa cum v-am obișnuit și până acum. Rămâneți alături de noi, nu vă putem spune numele pregătite pentru această seară, însă vă garantez că va fi un show, un spectacol al democrației incendiar, o producție așa cum nu s-a mai văzut cel puțin până acum în mass media românească. Utiliță, mulțumim foarte mult! News Alert din nou, doamnelor și domnilor! Silviu Prigoană a murit ieri în timp ce se afla la un restaurant din Bran. Omul de afaceri era la un moment dat în top 10 cei mai bogați români, având o avere evaluată la 10 de milioane de euro. A lăsat în urmă 4 copii din 2 căsnicii diferite care vor moșteni acum această avere. Trupul neînsuflețit al lui Silviu Prigoană a fost ridicat astăzi de familie și va fi depus în capitală. Silviu Prigoană a murit la vârsta de 60 de ani. Se afla la un restaurant din Bran în momentul în care i s-a făcut rău. Era înconjurat de mai mulți apropiați, dar și de un afacerist care urma să-i construiască o vilă la munte. Medicii l-au resuscitat timp de 50 de minute, însă au fost nevoiți să pronunțe decesul. Asta cu moartea, mă, e un lucru atât de natural, dar, nu știu, avem noi talentul să-l facem tragic. Și n-am înțeles de ce trebuie să faci tragic un lucru absolut natural. Natural când vorbești despre alții și când vorbești despre tine, la fel despre tine. O privești cu naturalețe? Păi e un lucru natural. Se întâmplă la toată lumea, la orice plantă, la orice animal, la orice ființă vie de pe planeta asta. Nu ți-e frică de momentul în care nu vei mai fi? Omul de afaceri a fost an la rând în top 10 cei mai bogați români. Una dintre cele mai cunoscute companii ale lui este Rosal, firma de salubrizare pe care a fondat-o în 1991. De aici a câștigat și mare parte din avere, compania având profituri de 10 de milioane de lei timp de mai bine de 10 ani. Silviu Prigoană și-a lăsat amprenta și în media, a înființat începând din 2001 mai multe posturi de televiziune. A trecut numele copilului, băieților cei mari, băiatului, de fapt, pe numele lui Fonoris mai mult. Așa și a vrut să nu mai aibă treabă cu business-urile cu ăsta. În anul 2008, Silviu Prigoană a intrat în politică după ce a fost ales deputat. Era foarte activ și foarte prezent la toate problemele și discuțiile care se purtau. Știu că după aceea a dorit să candideze și la primărie. Conform unei declarații de avere publicată în 2018, Prigoană deținea 22 de terenuri, 21 de case, printre cele mai scumpe dintre ele fiind una din Statele Unite, evaluată la 850.000 de euro. Omul de afaceri era și colecționar, bunurile valorând aproximativ 160.000 de euro. Acum toți banii vor ajunge la cei 4 copii ai lui. Honorius și Silvius sunt băieții din prima căsătorie, care sunt deja acționari majoritari de an bun la cele mai importante firme ale lui Prigoană. Maximus și Eduard sunt băieții din căsătoria cu Adriana Bahmuțeanu. A trecut totul pe numele copiilor. Deci totul. El nu mai a rămas decât cu pensia. A și spus chestia asta. 11.000 de euro. Eu vorbesc de pensia de contributivitate.
Poți să închide episodul? Mă, atât am pensie, pe talon de pensie. Pe fluturaș? Deci, pe fluturaș, da. 11.000 de euro. 55.000 de lei. Cei doi copii minori din căsătoria cu Adriana Bahmuțeanu erau în custodia lui Silviu Prigoană, conform deciziei magistraților. A fost o relație tumultoasă, da, care a șocat până la urmă opinia publică. O relație care, din punctul meu de vedere, dar și din punctul lui Silviu Prigoană, a pornit dintr-o iubire înflăcărată. În timp însă s-a transformat într-o relație toxică. Când eram gravidă cu fiul meu cel mic, cu Eduard, iar el, din păcate, suferise primul infart. Atunci a luat decizia de a împărți egal averea copiilor, tocmai ca să nu existe probleme în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva. Trupul neînsuflețit al lui Silviu Prigoană a fost ridicat de la serviciul de medicină legală de unul dintre copiii afaceristului. Bun, scurte comentarii. Adina, sunt foarte interesant, dar nu știm în ce măsură, ce fel de ambulanță a venit, dacă avea medic, dacă nu avea medic, dacă era smurt, dacă era de-alaltă. Din ce știu, a venit o ambulanță smurt, dar i s-a făcut resuscitare. A fost imposibil să se mai realizeze ceva, pentru că infarctul miocardic pe care l-a suferit Silviu Prigoană a fost unul foarte puternic, după cum și medicii legiști au constatat, cei de la IML de la Brașov. Mai mult decât atât, se știe că Silviu Prigoană avea afecțiuni cardiace de multă vreme, avea două stenduri, făcea tratament în Germania, periodic se ducea la evaluări, dar iată că, indiferent cât de grijuliu a fost cu sănătatea și cât de mult își schimbase regimul de viață, pentru că slăbise foarte mult, chestiune foarte importantă pentru cei cardiaci și așa mai departe. Deci, din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, Silviu Prigoană a plecat dintre noi înainte de a împlini 60 viața, de ani. Viața lui Silviu Prigoană e o poveste, e o mare poveste. A plecat foarte de jos, a plecat cu o problemă de sănătate. De sănătate, a rămas fără un picior. Da. A rămas, exact, da, a rămas în firmă, asta da, e. Sigur că mulți dintre noi și de aici de la masă am fost la televiziunea lui. Dan Andronic, mi-am minte că am avut am fost la o emisiune când am pornit ceva interesant acolo. Sigur că o să urmeze iar lucrurile care au fost și în viață, cu cancanisme, procese, cu... Cancanisme, da. Da, lucrurile astea de cancan. Dacă au ce împărți. Deci, da. Așa o să se dureze până să liniștește, dar ați văzut că era foarte senin. Dom'le, da. Moartea vine, e un lucru... Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, urmează aici o pauză, trei informații importante după pauza de publicitate. Rămâneți cu noi. Ne-am întors în direct. Ambasadoarea Statelor Unite în România, doamna Kathleen Cavaleț, a pus proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești pe agenda unui forum internațional. Proiectul de la Doicești este sprijinit de Departamentul de Stat al Statelor Unite, Agenția pentru Comerț și Dezvoltare a SUA, Ministerul Energiei din România și parteneri din sectorul privat. De asemenea, proiectul de ultimă generație ilustrează potențialul pozitiv al noii tehnologii nucleare și va înlocui o fostă centrală pe cărbune cu energie fără emisii, va crea locuri de muncă și va stimula creșterea economică. Pentru a avea detalii despre această investiție, suntem în legătură telefonică directă cu domnul, nu, suntem în legătură Skype cu domnul Dumitru Chisăriță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule profesor, dați-ne detalii. Este exclusiv o investiție pentru energie sau are și legătură cu securitatea națională? Aș spune că este în primul rând o investiție pentru securitatea energetică națională. Dacă în momentul de față ne uităm pe datele Transelectrica, vedem că acum, la această oră, consumăm circa 1400 și producem circa 5700. Astăzi, practic, am fost aproape întreaga zi în deficit, am importat masiv, am importat la prețuri în unele momente ridicate. Asta arată că necesitatea de a dezvolta noi capacități de producție care să nu fie dependente de anumite stări ale vremii este foarte importantă.
În acest sens, energia nucleară în general, dar în particular aceste SMR-uri, vin să completeze acest deficit care există în momentul de față în România. Este un deficit care aproape întreaga perioadă anului 2024 a existat în România și tocmai de aceea nevoia de astfel de investiții este una ridicată. Bun, noi acum vorbim de Doicești. Vreau să vă întreb dacă ar putea să existe și alte proiecte, nu numai la Doicești, tot cu acest sistem SMR de reactoare modulare nucleare. În momentul de față în România se discută de 6 amplasamente pentru astfel de SMR. Doiceștiul este primul loc unde s-au făcut câțiva pași mai importanți, unde în momentul de față ne găsim în faza de a realiza un studiu de fezabilitate, de a vedea dacă locația se pretează la montarea acestor echipamente, dacă sunt îndeplinite condițiile, atât din punct de vedere al terenului, din punct de vedere al mediului, din punct de vedere al securității față de localitățile care se găsesc în preajma acestui amplasament. Și în același timp se analizează încă 5 locații. Toate locațiile sunt locații pe foste zone în care exista centrale pe cărbune, centrale care astăzi nu mai funcționează sau funcționează parțial și care au infrastructura necesară pentru a fi conectate la sistemul energetic național și în același timp ele se găsesc în importante centre de consum, pentru că fostele centrale, fostele CET-uri pe care se iau în momentul de față în considerare erau în proximitatea unei importante zone de consum și care astăzi sunt deficitare din perspectiva asigurării cu energie electrică, mai ales la anumite ore de vârf. Acum, așa, pe scurt, dacă putem să vedem pe plan mondial, cine mai are de gând să le folosească, pentru că am văzut că se discută despre astfel de proiecte, nu știu să și există, dar știu că se discută prin Polonia, am văzut, în Cehia, prin Franța chiar, Franța oricum are multe centrale nucleare, dar chiar și Marea Britanie. Da, trebuie să spunem că primul proiect de acest gen a început în anul 2000. El funcționează de 5 ani de zile, se găsește în Federația Rusă, mai există încă două SMR-uri care funcționează în China și în același timp, în momentul de față, la nivel mondial, sunt 72 de proiecte în diverse țări, de la Canada, Statele Unite ale Americii, în aproape fiecare țară din Europa, în zona Asiei și chiar în zona Orientului Mijlociu. Deci 72 de proiecte. Se merg pe diverse tehnologii, deci chiar dacă toate sunt SMR-uri, toate au această capacitate de a produce energie electrică cu ajutorul energiei nucleare, sunt diverse tehnologii care în momentul de față sunt dezvoltate de diversi investitori, de diverse societăți comerciale. Vreau să spun că în momentul de față există și diverse acțiuni de a valida aceste SMR-uri din perspectiva normelor specifice de pe producerea energiei nucleare. Aceste norme sunt niște norme foarte dure, niște norme care prevăd că în momentul în care se dă un aviz pentru un astfel de echipament, avizul acesta înseamnă o garanție foarte ridicată pentru clasa de securitate a acestor echipamente. Spuneam că sunt diverse demersuri desfășurate și cel mai probabil undeva la 2029 putem să discutăm de niște echipamente care vor intra în zona comercială. Inclusiv proiectul de la Doicești urmărește aceste elemente înainte ca noi să montăm aceste echipamente, ele vor fi validate, vor trece prin niște filtre foarte dure din punct de vedere al siguranței și securității, în special din perspectiva viețuirii oamenilor, iar în situația în care toate aceste elemente vor fi depășite, atunci putem să discutăm de existența astfel SMR în România. Aș mai putea un singur element. S-a discutat foarte mult că vom fi niște cobai pe aceste echipamente. Din păcate, nici măcar nu avem această situație fericită. Ele funcționează în momentul de față și sunt unele țări care sunt mai avansate decât noi în ceea ce privește dezvoltarea noastră. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste date, domnul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Doamnelor și domnilor, Marcel Ciolacu este primul premier român care a ajuns în Downing Street după 17 ani. Liderul executivului român a discutat cu omologul său britanic despre relansarea parteneriatului economic între Marea Britanie și România, dar și despre apărare și drepturile românilor. So thank you very much indeed. Huge and important relationship between our countries that we've already strengthened today with the defence treaty. Am avut o discuție întâi doar cu primul ministru
și normal că ne-am axat foarte mult pe zona de securitate și pe zona economică. N-aș vrea să spun că în Marea Britanie este a doua Românie, fiindcă, de fapt, România este una singură, dar în acest moment, cea mai mare comunitate de români este Marea Britanie. De aceea am fost foarte surprins că niciun prim-ministru, și acest lucru nu este de ieri, am început, să avem niște acorduri și în ceea ce privește importul de produse tradiționale atât de cerute de comunitatea românească, nu au o însemnătate foarte mare comercială, dar au o însemnătate pentru noi, pentru români și pentru a ne consolida identitatea națională și în Marea Britanie. La ora 20, aici, în fața națiunii, dezbatere cu candidați din partea partidelor politice și împreună să îi punem și în fața unei surprize pe acești candidați. Să fie rușine domnului Ciolacu, pentru că i-a dat pe post adresa domnului Starmer. Absolut. S-a clozat cu numărul în spate. Absolut. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp. Rămâneți cu noi. Meciul backstage. Da, ne-am întors în direct în fața națiunii. George Simion a făcut o cursă nebună ca să ajungă la emisiunea la care a refuzat să vină atunci când a fost invitat. Mihai Gâdea și invitații lui de la PSD, USR și PNL, dar și reprezentanții ai lui Mircea Gioană, s-au trezit cu liderul AUR pe scenă, intrat pe ușa din spate a sălii unde avea loc dezbaterea. Ca de obicei, George Simion a venit cu gând de scandal, însă a fost rapid pus la punct de moderatorul Mihai Gâdea, dar și de jurnaliștii Antena 3 CNN aflați în sală, care i-au adresat întrebările la care toți românii așteptau răspuns. Dacă a colaborat cu serviciile de informații din Rusia, din ce bani s-a întreținut până acum și de ce există atâtea necunoscute în trecutul său. O provocare pentru Mihai Gâdea, de aici, din metrou bucureștean. Domnul Gâdea, ați spus aseară că ne-ați invitat la Antena 3, la show-ul dumneavoastră părtinitor. Puteți arătați cumva invitația, prin cine ați adresat invitația, o dovadă, domnule Gâdea? George Simion își plănuiește de multă vreme acțiunile, dar până acum nu a avut și curajul să le pună în scenă. Imaginile pe care tocmai le-ați văzut sunt din dimineața zilei de marți, de la stația Unirii a metroului. Deși spune că nu a fost invitat la dezbateri, Simion le tot refuză. A făcut asta și după ce a văzut prima emisiune în care a apărut Elena Lasconi la Antena 3 CNN. Refuz să particip la emisiuni înscenate la Antena 3. A refuzat să participe, deși spune că nu l-a invitat nimeni și tot el a refuzat în aceeași zi, pe 10 septembrie, invitațiile la dezbateri. Înclin să cred că nu voi participa la nicio emisiune în campania pentru alegeri prezidențiale la Antena 3. Ca să ajungă în locația în care Antena 3 CNN organiza dezbaterea un președinte în fața națiunii, Simion a mers până la Vaslui. La ora 18, acesta a participat la o întâlnire electorală. Mulțumesc din suflet! La 18.45 a părăsit sala în care avea loc conferința, iar șoferul lui a gonit pe șosea de la Vaslui până la Iași. Trebuia să prindă un avion spre capitală care pleca două ore mai târziu, iar drumul dura mai mult de o oră. A ajuns la destinație în jurul orei 22 și imediat ce a ieșit din aeroport a și pornit live-ul pe Facebook. Sunt în drum spre locul unde Mihai Gâdea și că ar organiza dezbateri pentru alegerile prezidențiale. Întors de la aeroportul Otopeni, George Simion a ajuns la Palatul Parlamentului. Primul filtru evident pe care l-a întâlnit este cel format din jandarmi, acolo unde se face accesul în curtea Palatului Parlamentului. Cum ești parlamentar, automat nu ai niciun fel de interdicție de a intra. Bună ziua! Sănătate!
După doar câteva secunde, Simion a ajuns în Palatul Parlamentului. A trecut, bineînțeles, pe lângă filtrul de această dată al Serviciului de Pază și Protecție. Cum este parlamentar, atenție, legea spune destul de clar, George Simion nu putea să fie băgat prin acest filtru, să îi se verifice tot ceea ce înseamnă documente și bagajele pe care le avea. Iar de la acest filtru până în sala unde se desfășura evenimentul Antena 3 CNN, nu mai avea de făcut decât câțiva pași. Așa că a avut drum liber până în sala în care avea loc dezbaterea. Aici e backstage-ul. Ce a urmat a fost un delir continuu al lui George Simion, care însă a fost pus la punct de Mihai Gâdea și de jurnaliștii Antena 3 CNN. Domnul Simion, da? Dumneavoastră, deci, ați făcut o afirmație. Vreți ca să puteți să vă liniștiți un pic, să vă pun imnul Rusiei? Adică, eu vă întreb pe dumneavoastră cum vreți să procedăm. Intrați într-o emisiune peste noi și dumneavoastră credeți că faceți regulile? Pentru mine, cel puțin, nu aveți dreptul să vorbiți câtă vreme ați intrat pe ușa din dos, așa cum, din păcate, o faceți peste aveți tot. Aveți reflexe totalitare. Aveți numai ușile din dos deschise, atât aveți. Vreți să fiți primit în casă. Deci, după ce scuipați pe pereți, dumneavoastră, vreți să intrați în casa peste care a scuipat? Deci eu personal vă rog să dispăreți din acest loc. În scurta prezență în emisiunea un președinte în fața națiunii, George Simion nu a reușit decât să adâncească și mai mult suspiciunile la adresa lui și a trecutului său, fără să poată să lămurească românii în legătură cu acestea. Declarație de ultimă oră făcută de premierul Marcel Ciolacu apropo de informații care ar exista și care ar indica faptul că Simion ar fi spion rus sau că ar fi avut întâlniri cu spionii ruși. Aceste declarații au fost făcute la Londra, unde premierul se află. Totodată, Marcel Ciolacu spune că informațiile primite nu fac nicio referire la astfel de acuzații. În ceea ce privește desecretizare, eu am făcut o adresă oficială atât în primului ministru din Republica Moldova, cât și primului ministru Denis Vihar. Deci nu mi-au răspuns mie direct. Deci mi-au răspuns prin serviciile de inteligență din cele trei state. Eu am primit aceste informații. Nu mă pot referi textual sau direct ce este în acele informații, nici nu mai țin minte foarte bine. Dar ce vă spun cu certitudine, că niciuna dintre cele două informări, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina, n-au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus. Sau la faptul că domnul Simion a avut întâlniri, n-am primit detaliat că a avut întâlniri cu vreun spion rus. Haideți să vedem cine este alături de noi în această a doua parte aici în fața națiunii. Domnul Radu Miruță, deputat al Uniunii Salvați România, candidat pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare și susținător al doamnei Elena Lasconi la alegerile prezidențiale. Bună seara, mă mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Domnul profesor Sorin Câmpeanu, Partidul Național Liberal, senator și candidat pentru Senat din partea PNL, de asemenea susținător al domnului Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. Și domnul Alexandru Mihai Ghigiu de la Partidul Social Democrat, șeful Cancelarii premierului Marcel Ciolacu, candidat la Camera Deputaților și evident susținător al domnului Marcel Ciolacu. Bună în seara, cursa mulțumesc. Pentru alegerile prezidențiale, asta dacă nu v-ați răzgândit între timp. Cu siguranță nu. Și de asemenea Andreea Sava, colega mea aici. Cum zic, de fiecare dată nu candidez, nu susțin pe nimeni. Perfect. Bun. Da, votați. Votați. Deci eu vreau să înțeleg în momentul de față dacă statul român este în stare instituțional să ofere cetățenilor un răspuns clar la toate discuțiile astea despre apartenență, neapartenență, întâlniri cu spion sau neîntâlniri cu spion ruși, indiferent cine ar fi persoana respectivă. Repet, indiferent cine ar fi persoana respectivă, pentru că, ce să vezi, statul român constituțional are niște instituții care au astfel de atribuții. Noi discutăm prima oară din martie 2023. Despre subiectul ăsta. Avea statul român prin instituții timp berechet să rezolve problema. Dinainte,
Din 2022 discutăm. Din 2023, inclusiv cu foști miniștri din Republica Moldova, care fac declarații. Ok, e în regulă. Cu atât mai mult după declarația domnului Ciolacu, că nu ar exista în ce a primit niciun fel de referire la faptul că ar fi spion sau la faptul că s-ar fi întâlnit cu spioni. Dumneavoastră, primul, domnule Miruța. Domnul Dumitrescu, mie mi se pare că statul român nu are această capacitate. Se discută la multe mese din asta de sub reflectoare, la multe televiziuni, despre implicațiile lui Simion în destabilizarea politicii altor state. Domnul Ciolacu a răspuns punctual la ceva, nu ca și cum răspunsul ăsta ar fi acoperitor la îngrijorarea discuției de acum. Că nu ești spion nu înseamnă obligatoriu că nu ești implicat în a destabiliza regimul politic din alte țări. Noi avem o etichetă pusă nu de mine, nu de colegii dumneavoastră din presă, ci de premierul unei țări pro-occidentale, premierul Republicii Moldova. A informat oficial, nu pe o bancă cu domnul Ciolacu, guvernul României, că un lider de partid politic parlamentar din România, respectiv liderul AUR, are interdicție în Republica Moldova pentru implicare în acțiuni de destabilizare a bunului mers politic în țara respectivă. Ce înseamnă asta, nu pot eu să vă spun dumneavoastră. Dar atâta timp cât se discută în spațiul public despre aceste potențiale lucruri, atâta timp cât garanțiile pe care premierul Republicii Moldova ne-a dat cu privire la aceste fapte pot avea implicații și în România, atâta timp cât este de interes național, că de-aia discutăm despre subiectul ăsta, mie mi s-ar fi părut de bun simț ca niște instituții ale statului român să spună: oameni buni, nu mai dezbateți degeaba pentru că nu este adevărat. Sau oameni buni, da, e o problemă, noi am luat măsurile astea. Corect ce spuneți, adică... Domnul Ciolacu este beneficiar de informații. Da. Domnul Ciolacu spune, am primit o notificare care este clasificată și pe care pentru a o declasifica trebuie să am acordul și partenerului de acolo, ceea ce legal e corect. Domnul Ciolacu, e întrebarea mea, a făcut solicitare de declasificare către partenerul din Republica Moldova? Ghigiu, pentru că e șeful cancelarii. E foarte simplu. Avem o serie de informații primite, care n-au fost transmise doar domnului Ciolacu, au fost transmise la nivelul întregii conducerea statului, de la președintele României până la, nu știu dacă toți președintele membrii... Președintele nu vorbește, domnul Ciolacu poate vorbește. Nu dacă toți membrii ai CSAT-ului, dar mulți membrii ai CSAT-ului au primit aceeași informare, informare care nu conținea nimic care să ducă cu gândul, pe niciunul, ne referim inclusiv la ministrul Justiției, să ne ducă cu gândul că domnul Simion a făcut ceva ilegal. Nu e ca și cum domnul Ciolacu e o persoană de încredere. Haideți să declasificați asta, să o vedem și noi. Tocmai am spus că a fost transmisă la mai mulți decidenți din statul român. Dacă enumerați, vă rog, decidenții. Cel puțin președintele țării, președintele Senatului, președintele Camerei, cu siguranță... La întrebarea e alta. Către partenerul care trebuie să fie de acord să ne arătați și nouă foaia asta, s-a transmis solicitarea respectivă? Nu știu să se fi transmis. Că la povestea asta cu jocul la PS, ba la PNL, ba la PSD, v-ați înghesuit să transparentizați. Nu și e bine că și în ultimul ceas se întâmplă asta. Nu știu dacă s-a transmis o astfel de solicitare, dar ceea ce vă spun este că instituții care au competențe, și eu cred că indiferent cât criticăm instituțiile din România, cu bune și cu rele, pare că suntem o țară stabilă, o țară care nu ne afecta deci, nici conflictul. Eu cred că ele își fac treaba. Avem niște informații de acolo care au venit aici. Care spun un lucru grav. Domnul Miruță, stați puțin că eu nu mai pot. A zis premierul Ciolacu, care a citit, și acum, sincer, am înțeles că dumneavoastră de la USR sunteți în campanie, dar nu puteți veni la televizor și să spuneți că premierul României nu este o persoană de încredere și nici precie. Păi nu, e o bătaie de joc față de statul român. Față a venit premierul României și a spus, am citit informarea, nu scria în ea că a participat Simion la acțiuni ilegale. Nu e scopul meu să mă contrazic cu dumneavoastră, păi nu, dar premierul acelui săr a spus că nu va crește taxele și le-a crescut. Nu este același lucru. Eu nu am încredere în ce același lucru. Adică, practic, ne întrebăm de ce Simion crește. De interes cred că avem răspuns. Bun. Să ne clarifice și nouă, să ne clarifice. În momentul de față, urmăriți-vă, vă rog. În momentul de față, pe mine nu mă interesează cine crește, dacă crește cineva, cine scade, dacă scade cineva. Mă interesează cum funcționează instituțiile statului într-o astfel de situație, indiferent cum se numesc persoanele, pentru că ține de o bună funcționare a instituțiilor statului. Deci nu mă mai interesează în momentul ăsta cine crește, cine scade. Mă interesează dacă statul român este capabil să o lămurească, pentru că dacă nu este în stare să o lămurească, vă aduc aminte de 2016 pe Statele Unite,
când au apărut niște mail-uri ale domnului Hillary Clinton în spațiu public. Problema nu s-a pus ce conțin mail-urile, s-a pus cum e posibil ca un stat din afară să contribuie la o astfel de situație, la diseminarea, și s-a pus problema în felul în care un stat din afară poate să ne facă nouă agenda. Da, dar era mail privat. Nu era mailul nu de contează servicii, era, ce era mail-ul și privat. Cum era, s-a pus adică problema. Adică nu era securizat de statul american. Ne face nouă, în plină campanie electorală, agenda un stat străin? Cu siguranță nu. Instituțiile statului român pot rezolva situația în așa fel încât un stat oricare ar fi el să nu ne facă agenda? Cum poate să o rezolve? Să dea exact răspunsul la întrebările pe care domnul Miruță le-a pus corect aici, din punctul meu de vedere. Vă rog, domnule profesor Câmpeanu. Da, există, din fericire, există legislație care reglementează și funcționează informațiilor clasificate. Eu sunt convins că instituțiile statului român funcționează. Într-adevăr, pentru astfel de notificări ai nevoie și de acordul statului care ți-a pus la dispoziție acea informație. Ok. Și cred că este o chestiune de oportunitate dacă ai solicitat sau nu acel acord pentru a face publică informația. Sigur, toate astea până la limita de la care este afectată siguranța statului român. Ok, haideți să vedem ce zice domnul Nicolae Ciucă, candidatul pe care îl sprijiniți, sunteți reprezentantul Partidului Național Liberal, susține că l-ar putea bate Simion pe Marcel Ciolacu în turul 2, în finala de la Cotroceni. Premierul riscă să piardă în fața lui George Simion, Ciucă l-ar putea bate, dar premierul riscă să piardă în fața lui George Simion în turul 2. Orice se poate. L-aș ruga pe Marcel Ciolacu. Rugați-l. Să înțeleagă că George Simion nu este Vadim Tudor. Dumnezeu să-l odihnească. George Simion are alte instrumente în spate și George Simion, într-o confruntare directă cu Marcel Ciolacu, poate să câștige alegerile. Ceea ce va fi un dezastru pentru România. De ce și-ar tăia Ciolacu cu cracadă sub picioare? O portavoce a Rusiei în România. Contrazic pe... Vă rog... Domnule profesor, deci domnul Nicolae Ciucă zice în felul următor, dacă Simion intră în turul 2, îl poate bate pe Ciolacu. Păi dacă Simion intră în turul 2, înseamnă că domnul Ciucă nu intră în turul 2. Păi cum nu intră Ciucă în turul 2? Că aflăm de la PNL că intră în turul 2. Teoretic orice este posibil, practic eu sunt convins că un partid precum Partidul Național Liberal, care are cele mai multe structuri după Partidul Social Democrat, își va face datoria prin aceste structuri. Candidatul este, așa cum am spus de fiecare dată, din mai multe perspective, candidatul PNL este cel mai bine pregătit și electoratul, am încredere că va vedea acest lucru. Drept urmare... Bun, iată ce postează domnul Nicolae Ciucă, că e foarte interesant. Deci asta a fost declarația. Dar mai și postează, zice așa, solicitări de maximă urgență pentru că timpul nu mai are răbdare. Către Marcel Ciolacu, premierul României, comunicați public și imediat conținutul documentelor care motivează interzicerea lui George Simion în Ucraina și Republica Moldova. Românii trebuie să știe cu cine se întâlnesc la urne. Dacă le refuzați accesul la informațiile pe care le dețineți, vă faceți complice al operațiunii speciale Simion în turul 2. Către Tony Greblă, președinte AEP, verificați de urgență modul în care AUR a folosit banii românilor din subvenția pentru partide. Verificați de urgență activitatea de cărăușie către diaspora organizată de AUR. Către Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi, verificați de urgență modul în care au fost folosiți banii primiți de AUR ca subvenție. Sunt suspiciuni rezonabile că 14 milioane de euro din subvenția plătită de români au ajuns la companiile care roiesc în jurul apropiaților AUR, inclusiv sau mai ales la singurul angajator al lui George Simion, Marius Lulea. Toate astea sunt postate de domnul președinte PNL Nicolae Ciucă. Da, așa puțin, domnul Ciucă, ați zis că a primit inclusiv președintele Senatului inclusiv acea președintele informare. Senatului și încă ceva, să ne amintim că deci domnul... Deci PSD susține că domnul Ciucă are deja acele documente. Nu, dar vă mai dau și o altă informație. Domnul păi le are sau nu, că e important? Domnul Simion a fost expulzat prima dată din Republica Moldova în 2018 sau 2019. Între timp, domnul Ciucă a fost premier, dacă nu mă înșel eu, nu? Eu cred că informațiile au ajuns și la domnul Ciucă fiind premier. Aruncați de la unii la oricum alții. Oricum discuția prima dată. Eu cred că vorbim de domnul Simion în turul 2
Și asta ni se datorează nouă, celor care suntem în jurul mesei. Au trecut deja 16 minute din această... politicienilor, nu jurnalistilor. Păi nu, nu, zice, asta v-am spus, pentru prima dată în campania asta sunt de acord cu politicien. De 17 minute discutăm despre Eugen Simion. Eu aș fi preferat... fi bine să discutăm despre George Simion. Eu aș fi preferat să discutăm despre proiecte. Aș fi preferat să ne batem în ideile pe care le avem. Nu știu, suntem doi... Nu crezi nici acolo să ajungem. Uitați, eu vă deschid un subiect, antidrog. E un subiect pe care pe mine, ca deputat de București, mă interesează. Sincer, mi se părea mai interesant să discutăm despre asta. Vă rog să nu reproșați faptul că noi discutăm despre George Simion câtă vreme e în prim planul înfruntării politice electorale. Dar nu, am zis că nu e vina noastră. Pare rău, nu e vina noastră. Specificat că am zis că e vina noastră a politicienilor. Nu. Okay. Că era mai pregătită. Noi discutăm, noi facem emisiuni și comentăm pe bază de materialul clientului. Corect. Materialul clientului așa arată. Dar atenție mare, apropo de Rusia și de alte lucruri. În dezbatere a fost întrebat George Simion și dacă domnul Lulea, care e propunerea de premier a celor de la AUR, a renovat o clădire ambasadei Rusiei. Marius Rurea, care este și prim vicepreședinte AUR și de asemenea propunerea pentru funcția de premier a acestui partid, a asigurat serviciile de proiectare la renovarea celei mai valoroase clădiri din punct de vedere comercial deținută de Moscova în București. Despre acest lucru a fost întrebat George Simion când a intrat acum ieri seară neinvitat în dezbaterea Antena 3 CNN de la Parlament. Simion nu a negat, atenție, spunând că a fost una dintre cele 10.000 de lucrări proiectate de firma lui Lulea, unde liderul AUR a fost de altfel angajat timp de 8 ani. După ce am terminat acel masterat, am lucrat ca director de marketing într-o firmă de proiectare și construcții. Mamă, dar ați avut noroc, domnule Simion, să ajungeți direct director de marketing la firma lui Lulea. Unul dintre fondatorii AUR a renovat clădirea reprezentanței comerciale a Federației Ruse. Domnul Lulea, care v-a angajat pe dumneavoastră. Nu este o informație exact corectă. Nu. Dar nu. Cum e? Marius Lulea a avut 10.000 de lucrări de proiectare în toată România. Din aceste 10.000 de lucrări de proiectare, una a fost pentru domnul Iorgovan, care el a renovat acel sediu din Chiselea. Să vedem, Marius Lulea, prin vicepreședinte AUR, ce zice. Zice așa, n-am avut nicio problemă să iau bani de la guvernul rus pentru că i-am băgat în unionism, am luat niște bani și am făcut activități în Republica Moldova. Iar doctorii, dacă trebuie să opereze, operează. Eu sunt inginer, dacă trebuie să repar o clădire și chiar mă bucur că am salvat o clădire din centrul Bucureștiului. Rușii sunt zgârciți, plătesc puțin, a fost singura lucrare pentru ruși și nu a fost cu rușii. A fost cu o firmă românească care avea contract de închiriere pe clădirea respectivă. Dar știam că este clădirea Rusiei. Am aflat atunci, paranteză, despre faptul că fusese clădirea NKVD. Ce microfoane să mai fie, clădirea era distrusă, nu mai avea pereți. Bun, asta zice Marius Lulea. Acum, sigur, comentarii, vă rog. Pe de altă parte, firme rusești au ajuns să refacă, să facă lucrări și la baza Mihail Cogălnicianu. Atenție, atenție mare, deci că e foarte important. Deci haideți să punem față în față două lucruri. Asta cu Lulea, care zic, nici măcar nu neagă că a renovat. Neagă, da, și vă supun atenție un editorial pe care îl scrie Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite în România pentru Newsmax. Și vă dau un citat. Newsmax din Statele Unite, platforma online. Baza militară Mihail Cogălnicianu, folosită de majoritatea forțelor militare ale Statelor Unite și NATO din România, trece pentru un proces de extindere, va fi de 10 ori mai mare. Lucrările de construcție sunt realizate de o societate mixtă între o firmă de construcții din România și una austriacă, nu o să-i dau numele. Cel mai mare acționar al firmei austriace, direct și indirect, este un oligar rus aflat sub incidența sancțiunilor și un apropiat al lui Vladimir Putin, Oleg Deripaska. Da. Este greu de înțeles cum forțele americane și NATO vor putea folosi în condiții de maximă securitate o bază construită de o companie de construcții influențată de un oligarh rus sancționat. Este și mai greu de justificat cum un aliat al Statelor Unite și un stat membru NATO permite unei companii de construcții sub influența unui oligarh rus să aibă acces la baza sa militară principală unde efectuează lucrări de construcție. Deci acum vă întreb așa, apropo de statul român și nu de campania electorală, ce e, domnule, mai important? Faptul că un fost ambasador al Statelor Unite scrie un editorial în presa lor
și arată că firma unui oligarh rus le construiește baza. Dar stai că noi la Antena 3 am dat datele astea în exact, februarie 2022. Sau faptul că un individ, oricare ar fi el, semnează un contract cu o firmă și în felul ăsta renovează clădirea ambasadei Rusiei la București. Ce vi se pare mai de rău augur, domnule profesor Câmpeanu? E greu de spus atâta vreme cât nu știm ce categorie de lucrări au fost executate acolo. Oricum se constituie în potențiale vulnerabilități care trebuie abordate cu profesionalitate. Statul român exista în momentul ăla? De către instituțiile specializate ale statului român. Eu refuz să cred că orice lucrare de construcție într-o ambasadă este făcută printr-o firmă care nu este un pic verificată. Este o chestiune de vulnerabilitate. Era într-o clădire... O clădire care aparținea, înțeleg, avea legătură cu ambasada. Eu înțeleg că era în clădirea ambasadei Rusiei în România. Era una din clădire deținută de Federația Rusă pe teritoriul României. Bun, cu atât mai mult. Eu refuz să cred că la nivel diplomatic se lasă să se intre în tencuiala acelei clădiri absolut orice firmă de pe stradă. Da, poate că ar fi și în interesul statului român să intre în anumite clădiri. Dar stați puțin, refuzați să credeți că în momentul în care Ministerul Apărării contractează lucrări pentru Mihail Cogălnicianu, nu verifică acele firme? Pentru că și miniștrii de-ai dumneavoastră au avut legătură cu domeniul apărării. Care miniștri nu au avut legătură? Păi, de exemplu, domnul nostru era foarte interesat de... Apărării. Nu, dar era foarte interesat de tot ce se întâmpla în domeniul apărării. Eu am pus această problemă. Treaba asta la o bază coordonată de Ministerul Apărării nu scuză că se poate întâmpla. Poate n-ați aflat, dar Donald Trump a câștigat președinția Statelor Unite. Domnul Zuckerman, care e fost ambasador al României, al Statelor Unite în România, a fost pe vremea primului mandat al domnului Trump numit ambasador aici. Domnul Zuckerman scrie lucrurile astea în presa americană și o chestiune care vă dă de gândit sau nu vă dă de gândit apropo de impact? Cred că trebuie să dea de gândit, dar acum depinde exact ce spunea și domnul profesor Câmpeanu. Trebuie văzut și ce tip de lucrări au fost. Chiar în general nu-mi place să-mi dau cu părerea pe ce nu știu. Dar la o primă vedere trebuie să ne dea de gândit. Sunt de acord cu asta. Dar trebuie să vedem despre ce e vorba înainte de a face alte supoziții. Mi se pare altă etichetă de pus. Domnul Simion, eu am fost aseară în platou. A răspuns că singurul dumnealui serviciu a fost acolo. Da. Adică o persoană care n-a avut niciun serviciu până acum, decât la un prieten care este coleg de partid, pus manager de nu știu ce companie de construcții, vrea să fie președintele României acum coordonând interesele unor oameni care lucrează de dimineața până seara, cum lucra și dumneavoastră și colegii dumneavoastră din platou și eu până a intra în politică. Mie mi se pare că domnul Sipion reprezintă corect o anumită categorie de cetățenii în România. Dar e prea mult, e prea înalt etajul ca un om care n-a lucrat cu carte de muncă să vrea la președintele României. E dreptul dumneavoastră și aveți poate dreptate. Vreau să mergem și mai departe, dar continuați, vă rog. Să ne imaginăm cam cum s-ar derula relațiile României cu Republica Moldova sau cu Ucraina sau cu state din Europa care susțin Moldova și Ucraina într-o astfel de ipoteză. Mie mi se pare greu de imaginat. Este și asta un argument. Pe de altă parte. Am focalizat pe felul în care funcționează instituțiile, păsându-mi mult mai puțin de ce se întâmplă în dezbaterile dumneavoastră într-o campanie electorală evidentă. E cel mai bun test. Dom'le, funcționează sau nu instituția? Nu prea. Deci un candidat care nu are experiență de conducere a unor instituții, îmi pare rău că trebuie să amintesc, întâmplător cunosc și regimul ăsta pentru că am stat, e drept, 2 săptămâni doar în biroul de prim-ministru și a fost pentru mine, după experiența de ministru, să văd la câte informații are acces un prim-ministru prin diferență față de ministru. Iar președintele Senatului nu e membru CSAT, deci nu are acces la aceste informații. Mare. Deci, fără o astfel de experiență, e greu să gestionezi o țară, e greu să gestionezi politica externă. Bun, asta înseamnă că numai unii care au fost deja trebuie să fie în continuare și nimeni nu are dreptul. Mă refer la restul de candidați, excluzându-l pe domnul trebuie ăsta. Trebuie să cunoaștem rolul instituțiilor. Cred că cel mai important este ce își doresc românii. Cred că ne uităm de fiecare dată asta, dar ca să românii să aleagă în cunoștință de cauză, trebuie să le prezentăm ce vrem să facem. În momentul de față, noi ne certăm pe comisie. Orice altceva, comisie mai puțin să le spunem românilor. Eu cred că dacă românii l-ar vedea pe Simion cum e cu adevărat, cred că unii dintre ei s-ar mai gândi dacă să-l voteze. Cred că vă ajută treaba asta. Sunteți de 30 de ani în guvernarea din România, 80% din timpul ăsta. Sunteți de 3 ani și jumătate, de 3 ani cu PNL-ul, aveți premier de 2 ani. Dumneavoastră veniți acum și spuneți românilor că le prezentați niște planuri pe care vreți să le duceți la îndeplinire dacă veți ajunge la guvernare, acum fiind la guvernare și ne făcând nimic din ce spuneți că o să faceți. Eu cred că dacă ne uităm la rezultate, am făcut. Comparativ cu guvernul de dreapta, mai ales guvernul în care ați fost neastră, eu cred că cifrele ne arată destul de bine. Altă chestiune. Știți foarte bine chestiunea cu vila de protocol.
cu desecretizarea documentelor, cu cheltuielile. Victor Ponta, fost premier, zice următoarele. Aștept să fiu chemat la comisia de anchetă să le prezint documentele oficiale prin care aprobasem în 2014 achiziția unei aeronave oficiale pentru președinte plus prim-ministru. Dar domnul Iohannis a avut 10 ani cu private jet-uri care cumulate au costat de 3 ori mai mult cât costa acea aeronavă care rămânea în proprietatea României. Sau poate mai aduc aminte niște detalii până sunt chemat la comisie. Până atunci însă, poate domnul Iohannis dă banii la ANAF, așa cum au decis instanțele, sau, ca să citez, dă banii înapoi, zice Ponta pe Facebook. Bun. Apropo de comisia asta care s-a făcut, spuneți-mi și mie de ce avem parte de jocuri de-astea de glesne. Cine poate să creadă că o comisie, dacă încep procedură de înființare pe Parlamentul ăsta, se mai poate înființa vreodată din moment ce avem pe 1 decembrie alegeri parlamentare. Cine poate, domnule Ghigiu, să-mi spună mie și să mă păcălească în felul ăsta că putem să avem o comisie funcțională când Parlamentul ăsta e pe ducă cu mandat? Da, putem să avem o comisie care se va regăsi și în viitorul Parlament și care va face lumină. Eu cred că niciodată nu-i prea târziu dacă avem... Adică cum? Că nu funcționează, că nu mai sunt parlamentari. Oamenii să voteze neapărat deci, pe ăia. Se va aproba structura comisiei, nu, care apoi poate fi... înseamnă conducere, da, pe care PNL-ul care a vrut poate să o dea PSD-ului, cu niște membri. Care poate fi schimbată. Adevărul unul singur. Atunci când faci o comisie, recunoști două lucruri. Unu, existența problemei, că de-aia ți se pare normal să faci ceva. Și doi, faptul că vrei să înfunzi problema respectivă. Am înființat comisie nu la ceva inexistent, ci la o problemă pe care au acceptat-o că există. Și doi, nu putem să vă răspundem. Noi se derobează de răspundere. Așteptăm să vedem ce spune comisia, care știm că are un singur rol de a trage pe linie. Acum trec și altfel. Are dreptate Ponta sau minte când zice, domnule, dacă se aproba atunci și nu opreau Iohannis, cumpăram avionul și costa de 3 ori mai puțin decât ne-a costat când m-a călătorit în felul ăsta acum. Are dreptate sau minte, domnule profesor Câmpeanu? În orice democrație consolidată, să știți că aceste comisii parlamentare au un rol bine definit și au și rezultate și e bine să sperăm că așa se va întâmpla și la noi. Cu privire la întrebarea dumneavoastră, da, și eu cred și am spus-o de mai multe ori, o aeronavă oficială a statului român este absolut necesară, așa cum orice stat și aproape orice stat, state mult mai mici decât România. M-am întâlnit, de exemplu, acum ceva vreme cu președintele Senatului din Cehia. A venit cu aeronava oficială a statului ceh. Cehia e mult mai mică decât România. Cehia este mult mai mică decât România. Și Muntenegru, da, are două, domn profesor. Da. Deci. Care e și mai mică. Și mai mică. Da. Dar aeronava nu e mai absolut normal. Proporțională este... cu mărimea statului, nu? Nu, da. Cred că pentru un stat de dimensiune... Scuze că am intervenit. Probabil că... Dintr-o lipsă de asumare am ajuns în situația în care nu avem o aeronavă oficială. Din ipocrizie. Da, pot să fiu de acord cu acest lucru. Da, să ne explice și domnul Ponta ce s-a întâmplat cu acel document, de ce nu s-a mai cumpărat. Iar dacă dumnealui zice că l-a lăsat să fie cumpărat ulterior, să ne explice următorul premier, care a fost domnul Cioloș. Achiziția se aprobă în CSAT. Ok. Atenție, Manfred Weber, lider PP. Noi credeam că doamna Roxana Mânzatu ajunge vicepreședinte al Comisiei Europene și va fi și comisar validat. Manfred Weber zice așa, după audierea comisarului desemnat Mânzatu, există încă întrebări legate de proprietatea ei care necesită clarificare. Este important să avem o comisie liberă de orice alegații și pentru care integritatea nu este pusă sub semnul întrebării în niciun moment. Avem nevoie de certitudine politică și legală în legătură cu acest lucru. Practic, aici izbucnește un scandal, cum că doamna Mânzatu și-ar fi extins o proprietate de la Brașov ilegal, pentru că ar fi fost monument casa și n-ar fi avut nici autorizații. Între timp, dânsa probează cu 3 documente succesive că în mod eronat figura casa respectivă pe lista de monumente și că are 3 documente oficiale care recunosc eroarea respectivă și casa nu e monument. Bun. Deci, repet, scandalul pleacă de aici către acolo. Cred va mai ajunge comisar, doamna Mânzatu? Cu siguranță va ajunge comisar și vicepreședinte al Comisiei Europene. Vă bazez pentru faptul că și de această dată, chiar românii au hotărât, membrii din Partidul Popularilor Europeni, au hotărât să exporte disputele politice din România la Bruxelles. Păi pentru prima dată, Partidul Național Liberal, așa, e foarte simplu. Pentru prima dată în istorie, România ar fi avut o vicepreședinte și va avea o vicepreședinte a Comisiei Europene și am hotărât din motive electorale și meschine să ne ducem cu un subiect
Cred că telespectatorii au văzut cum arată casa despre care vorbim. Este o casă modestă, fiind un cuvânt elegant. Okay. Nu comentăm aici dacă e modestă sau nu. Comentăm dacă asta s-a comis vreo ilegalitate sau dacă nu s-a comis, dacă ne răfuim pe speța portofoliului României cu riscul de a-l pierde. Pe imaginea României ca de obicei ne răfuim. Vă rog foarte scurt. Merge iar PNL-ul cu pâra la Bruxelles, cum făcea USR-ul pe vremuri, domnul Câmpeanu, ziceți direct. Sau PSD cu oameni slabi la Bruxelles. Da, era bine cineva s-a îndoit de calitate. Era bine să fie exista consultări și o punere de acord înainte de nominalizare și atunci s-ar fi putut evita toate aceste lucruri care evident că nu fac bine României. Bun, luăm pauză. După pauză o să vedeți unde a ajuns caravana Antena 3 CNN. Va fi o surpriză uriașă pe care ne-a pregătit-o Mirela la voi că rămâneți cu noi. Fac apă. Bun, oare ce nu ne spun nouă cei care sunt candidează și sigur că vor fi la putere în 2025? Păi haideți să vedem. Realitatea bate de cele mai multe ori statistica. Deși rata inflației a scăzut, scumpirile continuă să ne lovească și acum la 2 ani distanță de când a pornit acel val de creșteri de prețuri declanșat de pandemie. Reporterii Antena 3 CNN au făcut un experiment și au comparat prețul produselor din 2022 cu cele de acum. Rezultatul a fost că unele alimente de bază aproape și-au dublat prețul, iar altele au avut creșteri chiar și de 60%, care sunt însă produsele care s-au scumpit cel mai mult în ultimii 2 ani, vedeți chiar acum. După pandemie, prețurile au început să crească alarmant, iar rata inflației a atins un nivel istoric de peste 16%. Au fost recorduri de scumpiri la produsele de bază, de la lactate și carne până la ulei și făină. În prezent, inflația este sub 5%, însă asta nu înseamnă că prețurile au scăzut. Kilogramul de piept de pui s-a scumpit cu 5 lei, iar kilogramul de pulpe s-a dublat la preț. Și telemeaua de vacă se vinde acum cu 4 lei mai mult și este în magazine în cutia antifurt, iar litrul de lapte costă acum cu 1 leu și 50 de bani mai mult. Roșiile și ele s-au scumpit cu 5 lei, iar prețul zahărului aproape s-a dublat. Au fost totuși produse care s-au ieftinit, uleiul și untul. Scumpirile produselor se simt puternic în buzunarele românilor. Dacă în 2022 o familie cu doi copii plătea în jur de 1900 de lei pe lună doar pe alimente, ei bine, acum aceeași familie plătește pe aceleași alimente 2100 de lei, adică cu 300 de lei mai mult. N-ai cum să faci față la un salariu de 2400, să plătești și întreținere și lumină și necesitățile casei și dacă mai ai și o bancă, chiar te termină. Pentru că dacă nu te împrumuți la bancă, nu poți să te descurci. Dacă s-ar mai scumpi în continuare alimentele, ai mai putea face față? Nu. Doar dacă s-ar crește salariile sau așa, da, dar așa nu. Mi se pare puțin exagerate. Pe lista scumpirilor din ultimii 2 ani intră și pâinea cu 35%, dar și ardei capia cu 15%. Creșteri mari de prețuri au fost și la făină, oțet și chiar apa potabilă, dar au fost și produse care au stagnat, precum carne de porc. Însă, cum ne apropiem de sărbători, prețurile se vor modifica. Produsele lactate deja au fost anunțate cu o creștere de 4, 5, 3% de la furnizor la furnizor. Dulciurile deja sunt într-un proces de scumpire. Dacă se vor lua decizii de creșteri de taxe sau impozite, indiferent că vorbim despre creșteri de impozite la nivel de salariat sau la nivel de companie, cel mai probabil companiile vor arunca aceste creșteri de taxe în prețurile de la raft ale produselor alimentare. Economiștii spun că scumpirile sunt alimentate și de creșterea veniturilor. De la 1 ianuarie 2025, salariul mediu brut ar urma să ajungă la 4.050 de lei. Plus, iată ce susține Cartelul Alfa, organizația sindicală Cartel Alfa, într-un comunicat. Guvernul PSD-PNL pregătește pe ascuns un plan de austeritate. HGO privind creșterea salariului minim a dispărut de pe ordinea de zi a Comitetului Economic și Social. Guvernul a scos de pe ordinea de zi a ședinței de ieri a Consiliului Economic și Social proiectul de hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, unde ar fi trebuit să primească avizul pas necesar în vederea publicării Monitor Oficial. Decizia de creștere a salariului minim a fost convenită împreună cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit de Dialog Social din 16 octombrie 2024, iar proiectul de HG a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe 21 octombrie 2024. Ei vin și cu dovada respectivă.
susțin cei de la Cartel Alfa că precis e un fel de amânare, pentru că după alegeri guvernul are alte intenții, pentru că situația e destul de urâtă sau se anunță destul de complicată în economie. Vă rog, aveți o replică, domnule? Bineînțeles, este o chestiune strict procedurală. A fost și săptămâna trecută pe ordinea de zi, sau ar fi trebuit să intre pe ordinea de zi al Consiliului Economic și Social. N-a avut toate avizele necesare, nici în această săptămână nu are avizele. Conform procedurii, dacă două săptămâni la rând nu are avizele, guvernul este obligat să și-l retragă, urmând să-l redepună. Eu vă garantez că săptămâna viitoare va fi aprobat. Dar cine n-a dat avizele? Este la Ministerul de Finanțe în momentul de față. Este chestiune tehnică, dar săptămâna viitoare va fi aprobat. Nu are legătură cu asta. Nu mai sunteți în coaliție, dar sunteți în guvern. Explicați-ne. Domnul ministru de finanțe n-a dat avizul? Se mai gândește? Nu, nu cunosc subiectul, dar știu că este public planul fiscal-bugetar 2025-2031 de reducerea deficitului. Sunt acolo niște măsuri, n-am văzut... O să iau eu apărarea domnului ministru Boloș, vă garantez că este o chestiune strict tehnică, săptămâna viitoare va fi aprobat. Nu-mi stă în care să iau apărarea colegilor la PNL, dar vă garantez că este strict tehnică. Ca să vă iau eu apărarea tuturor, este directivă europeană, deci sigur se face. Întrebarea era cum anume să se facă, aici nu se înțelege. Domnul Miruța, discuție o serie de cifre, de la împrumutul de 213 miliarde pe primele 10 luni ale anului, de la deficitul de 96 de miliarde, însă oamenii, fără să se uită la aceste cifre, văd că țara, de când a venit acest guvern, o duce din ce în ce mai rău. În toate emisiunile colegilor dumneavoastră din stradă, oamenii spun că nu mai au bani suficienți. Cu taximetristul care am venit eu la Parlament ieri, mi-a spus, am ajuns să sărăcesc muncind. Păi de ce? Pentru că pentru ce aveam eu nevoie munceam 8 ore, acum pentru aceleași nevoie muncesc 12 ore. Acesta este rezultatul unei acțiuni foarte irresponsabile. Huzurești pe banii publici când ești la guvern, te uiți că nu mai sunt bani în pușculița statului și de acolo, din palatul tău de sus, vii și spui, mai bag o taxă? Vă referiți este paradoxal. Dacă... Acest guvern a venit cu mâna pe Biblie. Vă referiți dați-mi aici voie să la domnul... 10 secunde. Păi nu, că se termină emisiunea până terminați. Acest guvern a venit, domnul Ciolacu cu domnul Ciolacu au venit și au jurat că nu cresc taxele. Vă referiți și la domnul Drulă, care a făcut 3 milioane de dolari? Să știți că eu sunt tot inginer software. Domnul Drulă a lucrat într-o companie privată care a fost atât de performantă. Era vorba de perioada în care a fost ministru al transporturilor. Eu îi urez domnului Ciolacu 3 milioane de dolari în 8 luni în care a fost ministru al transporturilor. Cinste lui copii din casa din România. Vă rog, opriți-vă puțin. Era ministru. Este foarte simplu. Eu înțeleg că colegii de la USR încearcă să-și facă campanie. Dar haideți să ne uităm în 2022. Cât era rata inflației când ați plecat de la guvernare? Era deficitul? Și haideți să ne uităm cât e astăzi rata inflației, pentru că puterea de cumpărare a românilor este legată de inflație. Uitați-vă în primul la inflația rând. Din Uniunea Europeană. Astăzi uitați-vă la perioada de pandemie. Eu mă uit la inflația din Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți. Ați împrumutat în 10 luni echivalent okay. Cred că nu poate fi un dialog. Opresc puțin. Credeți că cineva dintre cei care au răspuns întrebărilor reporterilor noștri dacă îl duci în istorie, cine e de vină? Are, cum să zic, iartă? Îl costă mai puțin sau vrea rezolvări? Da, dumneavoastră prezentați cât costă carne acum, cât costa acum 2 ani. Rezultatul e în diferența guvernării PSD-PNL. Nu, rezultatul este că prețurile au crescut într-un ritm mult, mult mai scăzut. Pentru că inflația a scăzut, într-adevăr, este o inflație încă mare, dar ritmul de scădere este cel mai mare din Uniunea Europeană. Ca șef de cancelare, știți că a fost prețul maxim istoric la energie în România din nou? A fost un preț pentru că închideți pe bandă rulantă și pentru că acolo e rădăcina scumpirilor. De moment pe bursă. O bursă pe care dumneavoastră ați liberalizat-o, fiind în guvern, ați liberalizat piața, fără nicio măsură România de protecție pentru români. România are la energie din Uniunea Europeană. Din discuția asta, scad prețurile după discuția asta? Doar dacă pleacă acest guvern, sunt șanse. Da, USR-ul nu vrea să se închidă facilitățile pe cărbuni, că ați zis că închid fără să pun... Să știți că USR are un proiect de lege care interzice închiderea până nu pune ceva în schimb la cărbuni. Vedeți cât de încinsă e dezbaterea aici cu trei oameni politici. Vă dați seama ce se va întâmpla în această seară la ora 21 la dezbaterea un președinte în fața națiunii moderată de Mihai Gâdea? Ei bine, va fi o ediție incendiară, vor fi trei candidați la aceste alegeri prezidențiale, față în față cu Mihai Gâdea, față în față cu întrebările jurnaliștilor Antena 3 CNN și cu întrebările telespectatorilor. Chiar acum Sabrina Preda este pregătită să ne spună cine a venit, cum a venit și ce se întâmplă în seara asta. Bună seara, Sabrina!
Bună seara, Răzvan, se anunță a fi poate cea mai spectaculoasă dezbatere de aici, de la Palatul Parlamentului, și vreau să-ți arăt deja că sala este arhiplină. Au venit susținători din toată țara, puteți vedea oameni de toate vârstele, din toate colțurile lumii. Am văzut foarte mulți oameni care au venit îmbrăcați în costume populare, însă nu vreau să vă arăt foarte mult din sală, pentru că vor fi niște invitați surpriză. Vreau însă să revenim la cei trei candidați care vor veni în această seară aici pe scenă. Despre cine este vorba? Ei bine, vreau să vă dau doar câteva indicii și vorbim așa. Despre candidatul care în această seară promite că va face niște dezvăluiri absolut cutremurătoare despre George Simion. Cine este acesta și cu ce dovezi ar putea să vină în această seară? Ei bine, rămâne de văzut, pentru că ar putea schimba cursa prezidențială. Și mergem mai departe. Cel mai probabil aici va sta Mihai Gâdea, care va modera și în această seară emisiunea. Al doilea candidat, doamnelor și domnilor, este candidatul care poate da peste cap întreaga cursă prezidențială, dar și calculele care se fac acum și sondajele. Pentru că se pun presiuni pe acest candidat să se retragă. Ce va face el? Rămâne de văzut, vom afla răspunsul în această seară. Iar cel de-al treilea candidat, ei bine, unul cu adevărat spectaculos, care de asemenea anunță că va face dezvăluiri majore. Iată, și acum auzim că în 10 minute, doamnelor și domnilor, trebuie să fiți în fața televizoare, pentru că ne pregătim pentru încă o ediție absolut spectaculoasă. Am văzut ce s-a întâmplat aseară aici la Palatul Parlamentului, ce se va întâmpla în această seară, o grămadă de surprize care v-au fost pregătite, invitați surpriză, întrebări incisive pentru toți cei trei candidați care își doresc cea mai importantă funcție din stat. Așadar, aveți toate motivele să rămâneți aici pe Antena 3 CNN. Răzvan, înapoi la tine. Mulțumim, Sabrina. Urmăriți această dezbatere din această seară. În cadrul unei vizite în județul Prahova, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă, a avut întâlniri cu fermieri și mari producători de panificație, precum și cu autoritățile locale. Acesta a subliniat importanța investițiilor și a reafirmat de asemenea angajamentul PNL de a recâștiga Ploieștiul și județul Prahova. Am vizitat o fabrică de pâine, una dintre cele mai mari fabrici de pâine. M-am bucurat să constat că, într-un fel, aici se închide acest circuit al producției agricole, merge la prelucrat, se ambalează, se etichetează și își urmează cursul firesc pentru a fi livrată către populație. Ca atare, consider că a fost o activitate foarte bună și vom continua despre spital, și anume sistemul acesta integrat. Este unul dintre puținele spitale care le-a văzut în momentul de față, cu toate serviciile integrate. Mi-a plăcut foarte mult și este foarte simplu pentru medici. Adică se poate citi ușor bucuria medicilor de a lucra într-o astfel de facilitate. Ei spun totul, nici nu avem nevoie de altele.